Salutări, salutări, dragi prieteni, eu sunt Dodo și bine v-am regăsit la un nou video. Un video după un live în care eu am schimbat pasta termoconductoare la placa video. Pentru cei care nu ați văzut sau nu știți cum se face acest lucru, eu am să vă las un link în descrierea acestui video. Ei bine, dragii mei, avem un test. Acesta se numește Furmerk. Este un program care stresează placa video. Asta înseamnă că o să-ți ducă placa video la capacitate maximă în lucru ca să vezi temperatura reală atunci când placa video este forțată la maxim. Dar în jocuri, mai ales dacă ai o placă video mai bunicică, niciodată nu o să stea în maxim 100%. Ea urcă, mai scade în frecvență, în funcție de necesitățile jocului. Așa că, dragii mei, da, priviți rezultatul. Acest program rulează, după cum vedeți, de 20 de minute și 50 de secunde, da? De atâta timp rulează, iar temperatura nu mi-a depășit 72 de grade. Temperatura înăuntru un birou aici este de 24 de grade. Dacă temperatura în birou ar fi, să zicem, de 26-27 de grade, unde pentru mine clar ar fi prea mult, pentru mine, ca om, ca persoană, să stau într-o temperatură așa mare, atunci, cu siguranță, ar crește temperatura sau, hai să vedem ce s-ar întâmpla. Păi, ia uitați aici, fan speed, adică turațiile ventilatoarelor sunt la 59%. Deci, dacă ar fi fost o problemă, aș fi putut să urc turațiile. De exemplu, acum dacă eu aș fi dat turațiile să le am, pentru că se pot seta aceste turații, eu le setez din BIOS, dar se pot seta, bineînțeles, și din program. Ei, atunci aș putea să le pun, uite, când ajunge la o temperatură de 70 de grade, să se învârtă la 80%, să zic, sau 90%. Și atunci, cu siguranță, n-ar mai fi trecut de 70 de grade. Dar pe mine mă interesează să fie și liniște în interior. Acest video îl voi urca exact așa cum este, nu va fi nimic editat. Dacă mai greșesc, asta este, mă rog, nu dacă greșesc. Dacă greșesc în vorbire, nu mai editez, că de obicei asta se face în editare. Mai tai, mai scoți porțiunile unde te mai bâlbâi, unde te mai scarpi în nas, știu și eu ce se mai poate întâmpla. Ei bine, dragii mei, ăsta este rezultatul. Hai să vedem, să nu credeți că astea sunt puse altfel sau din altă parte. Fac parte din Windows, din același program, ia uitați. Da, îl dau. Se vede, da? Deci că nu e o chestie. Uite, acum îl trag pe celălalt monitor. Adică să nu credeți că e o măsluire sau ceva, deci chiar este. Unde înainte, deci bun, și acum o să întrebați, da, și înainte ce temperatură aveai? Înainte aveam 78 de grade și ventilatoarele la 77-78%. Cam așa erau setate. Când ajung la 85%, când ajunge temperatura la 85%, ventilatoarele ajung să se învârtă 100%. Deci cam așa merge cu temperatura. Hai să vedem acum pentru, da, cineva mă întreba, domne, dar cum faci să vezi BIOS-ul plăcii video, cum vezi unele chestii, de unde vezi dacă nu s-a schimbat, dacă nu placa video este ok? Haideți să vedem. Ei bine, avem aici GPU Shark. Dați odată click pe program Furmerk. Că uite, uitați-vă să vă spun, program se numește Furmerk și scrie aici GPU Stress Test. Adică GPU placă video. Sau grafică integrată, pentru că dacă ai o grafică integrată, poți folosi acest program chiar și pentru grafica integrată. Bun, mergem aici la GPU Shark și dau click stânga. Bun, aici avem detaliile mai detaliat, tot ceea ce se întâmplă. Așa, haideți să vedem. Îmi spune așa, Windows, versiunea Windows-ului se vede că nu e 17200 unde ar fi fost problema aia cu, da, cu patch-ul. Da? Pentru că am revenit la ceva mai vechi și am oprit update-urile ca să nu mă atace, să nu am probleme, da, știți voi, chestia asta de acum ce e febra internetului. Așa, aici îmi spune placa video, ce versiune și mai departe, dar mai jos, dacă ne uităm, scrie așa, revizia A1, device așa și ne dă și BIOS, versiune BIOS. Și aici, din versiunea asta de BIOS, poți să afli dacă placa cu această placă video s-a minat sau nu. Mă întreba Quadro, cum verific? Uite, exact așa verific. Văd versiunea de BIOS, merg pe site-ul producătorului, văd ce versiune de BIOS ar trebui să aibă și atunci știu dacă
i-a fost schimbat BIOS-ul plăcii video. Cei care, dacă cumperi o placă video, nu știu, o cumperi de pe nu știu ce site sau... Da, așa testezi dacă cu acea placă video s-a minat, pentru că atunci când minezi trebuie să schimbi BIOS-ul. Mă rog, sunt și care nu schimbă, dar tot așa îi faci un test. Bun, deci ia uitați aici, GPU temp 72 de grade, dar ăsta pornește odată când pornești și programul. Da, ia uitați aici, îmi spune de 1 minut și 29 de secunde 30. Da, deci în perioada asta 72 de grade este minim, maxim tot 72. Adică nu a depășit. Mie nu mi-a depășit temperatura de 72 de grade. De la 78 de grade și gălăgie mai mare, bineînțeles, de la ventilatoare. Deci este mai silențioasă și am temperatură mai mică. Asta e de bine. Deci asta înseamnă când schimbi, mă rog, nu numai, nu neapărat doar să schimbi pasta termoconductoare. Este foarte important să și curezi de praf. La mine nu a fost cazul pentru că, da, depinde și de carcasă. Carcasa la mine este destul de filtrată și uite, nu ajunge praf în interior. Deci, dragii mei, ia uitați, am venit și cu un test să vă arăt că, într-adevăr, chiar contează să schimbi pasta termoconductoare. Într-adevăr, bine am făcut că am schimbat pasta termoconductoare și aș vrea să urmăriți videoul de ieri în care să vedeți, după ce am aplicat pasta, am pus pasta... Am pus să placa, am montat-o, am lăsat-o, nu știu, câteva minute, după care am demontat să văd ce s-a întâmplat acolo când s-a apropiat, da, procesorul grafic de talpa radiatorului. Să văd ce se întâmplă acolo și, într-adevăr, pasta care am avut-o înainte, pasta cu care a venit această placă video, era foarte, foarte apătoasă, așa, da, pentru că și pasta e de mai multe feluri. Deci mi-e pare bine că am desfăcut, chiar era indicat să fac acest lucru. Și uitați în continuare, aceeași temperatură, 72 de grade, într-un test 26 de minute. Ventilatoarele le avem la 59%. Stas, e perfect, mai mult decât perfect. Este o temperatură extraordinar de bună pentru o placă video. Chiar v-aș ura să aveți și voi temperatura asta, dacă aveți o temperatură ca aceasta, nota 10. Cam asta e. Ați văzut ce s-a întâmplat? Am schimbat pasta termoconductoare. Încă o dată vă spun, aveți în descriere, în descrierea acestui video, aveți linkul către live-ul unde am schimbat o pasta termoconductoare la această placă video. În primul comentariu aveți linkul către acest program, de unde să mergeți să-l descărcați. Dar o să vă arăt eu imediat cum descărcați și acest program. Păi cam gata. O să opresc că nu mai are rost. Am oprit, temperatura, uitați cum scade. Da? Eu am pus pe 1920x1080, pentru că așa este ecranul. Da, și aici am dat pe maxim, 8X MSAA. Am dat pe maxim. După care dai GPU stress test. Bun, haideți să vedem acum de unde descărcați și cum faceți. Da, așa arată pagina, aici am să vă dau eu în pagină. Dați aici unde scrie download now și așteptați câteva secunde. Așteptați puțin ca să lea. Gata, da? Și dați save. După ce îi dați save, o să arate cam așa. Dați dublu click pe ceea ce ați descărcat. E o instalare simplă, ușoară, nu trebuie să faceți decât next, next, next. Pardon, nu trebuie să faceți nimic altceva. Da? Deci linkul de aici... Din partea asta am să vă las în primul comentariu din video. Da? Și voi nu rămâne decât să dați aici download. Cam asta este, dragii mei. Deci, acum a scăzut. Temperatura scade. Mă rog, cam pe aici rămâne. Deoarece mai scade un pic. Mă rog, în jur de 52 de grade. Cam așa rămâne placa video. Și ventilatoarele pornesc doar de la 60 de grade. Așa că, dragii mei, faceți și voi un test. Dacă aveți răbdare și sunteți îndemânatici, da, e indicat să schimbați pasta termoconductoare, este indicat să curățați placa video de praf, e chiar foarte indicat. Cu cât sunt mai reci componentele, cu atât este mai bine. Așa că, dragii mei, acestea fiind spuse, ne întâlnim astăzi de la ora 18 într-un nou live. Dar până atunci, eu v-am salutat și v-am pupat. Pa, pa!